O fostă centrală termică din municipiul Satu Mare a fost transformată în doar 3 ani într-un centru de zi. Aici, 50 de familii și aproximativ 100 de copii proveniți din medii defavorizate vor beneficia de asistență și educație. Centrul de zi, Sfânta Muceniță Tatiana, a fost binecuvântat astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhierou vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Centrul de zi Sfânta Muceniță Tatiana a fost amenajat și dat în folosință astăzi de Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului din Satu Mare. Centrul a fost binecuvântat astăzi de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhierou vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Am participat și am binecuvântat lucrările care s-au făcut la această clădire cu participarea părinților din oraș și din județ, precum și a tuturor voluntarilor, sponsorilor și binefăcătorilor în prezența copiilor care își desfășoară activitatea în acest centru funcțional binevenit pentru cei aflați în suferință. Dumnezeu și Maica Domnului, Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița, să ne ajute și să le poarte de grijă tuturor acelora care aici își vor găsi sprijin, binecuvântare, liniște. Pentru efortul depus în susținerea lucrărilor Centrului de zi Sfânta Tatiana, ierarhul i-a oferit gramata episcopală președintelui Asociației Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului, iar vicepreședintele a primit ordinul Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș. Am început demersul pentru realizarea acestui proiect de suflet, Centrul de zi Sfânta Tatiana, pentru copii aflați în nevoi, acum 5 ani. Totul a început de la faptul că am văzut că spațiul pe care îl aveam pe lângă biserică era neîncăpător, chiar și spațiul primit de la protecția copilului Satu Mare era neîncăpător, era o casă modestă și am devenit parteneri cu primăria Satu Mare, iar primăria în 2013 ne-a cedat acest spațiu, o centrală termică de cartier care era dezafectată. Am făcut un proiect de reconversie acestei clădiri, am compartimentat, am zidit, de-a lungul timpului ne-am străduit să realizăm un locaș, un așezământ, care să vină în folosul copiilor și familiilor defavorizate. Ne bucurăm de această zi minunată în care totul e pus la punct, centrul de zi este funcțional, avem și avizele necesare din partea autorităților civile, suntem acreditați guvernamental, urmează să ne mai licențiem pe încă câteva servicii sociale pe care vrem să le oferim, totul cu ajutorul voluntarilor. Misiunea centrului de zi constă în asistarea și educarea copiilor proveniți din medii defavorizate cu scopul prevenirii abandonului școlar și al unei bune integrări în societate. De asemenea, angajații centrului vor asista și sprijini și părinții în vederea creării unui climat familial propice dezvoltării normale a copiilor. Acești copii sunt proveniți din familii, în general, monoparentale, deci mame singure cu mai mulți copii și care chiar se zbat să le poată oferi o viață cât decentă copiilor lor. Însă sigur că este foarte greu pentru o femeie care nu are studii înalte și are un job destul de prost plătit să întrețină o familie numeroasă. Și atunci aici intervenim noi. Ajutăm cu ceea ce putem, cu ceea ce și nouă ni se oferă la rândul nostru. Indiferent că e vorba de rechizite, de alimente, de timpul nostru pe care îl dedicăm în a ajuta pe copii să-și facă temele și scopul este de a-i scoate din mediul în care se află acum, din acele zone sociale ale orașului, unde, din păcate, agresivitatea este la ordinea zilei. Scopul este ca ei să nu devină asistați sociali, ci ei să aibă vise, să-și dorească să devină mai mult
decât simple asistat social. Lucrările de amenajare pentru centrul de zi au început în anul 2015 și s-au finalizat luna aceasta, fondurile necesare fiind obținute prin donații și sponsorizări. Centrul are o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.